ce așteptări aveți de la ei? În primul rând, că sunteți la început de drum, astăzi ați lansat prima ediție a acestei reviste. Eu vă doresc mult succes, să ajungem să serbăm multe ediții ale acestei reviste, iar cred că nu numai eu, ci orice român are așteptări de la dumneavoastră, așteptări mari, așteptări în care să se revadă o presă corectă, o presă care să reflecte întotdeauna realitatea și românii să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă bun în țara asta. Faptul că își lansează astăzi în primul număr o revistă americană, știm foarte bine, cunoaștem ce înseamnă presa americană și eu sper ca să duceți această tradiție, să o aduceți la noi și să duceți această tradiție mai departe, pentru că, sincer, avem nevoie de lucruri noi în viața noastră, avem nevoie să reflectați realitatea în timp și avem nevoie de o presă corectă, pentru că numai așa putem evolua. Eu vă doresc încă o dată mult succes și numai bine și să ne revedem în anii următori cu multe succese, pentru că sunt ferm convinsă, la început este greu, dar dacă veți da dovadă de imparțialitate, de corectitudine, eu sunt ferm convinsă că veți avea mult succes pe piața românească.